Prea iubiții mei, sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului este o sărbătoare a familiei, deoarece dumnezeștii părinți Ioachim și Ana sunt prototip a familiei binecuvântate, totodată este și o sărbătoare a inocenței copilăriei, deoarece dumnezeștii părinți Ioachim și Ana au dăruit-o pe copila lor la doar frageda vârstă de trei ani, prea milostivului Dumnezeu și nu lumii acesteia. Dumnezeștii părinți nu au căutat să își asigure bătrânețea, ținând-o pentru ei și lângă ei pe copila cea minunată, pe Maria, ci au adus-o în templul celui preanalt, învățându-ne și pe noi să ne înbisericim copiilor. Salvarea Noastră a părinților este în bisericirea copiilor. Iubiților părinții, luptați-vă ca toți copiii voștri să aibă parte de biserică, să aibă parte de cele sfinte, să aibă parte de ocrotirea Maicii Domnului și a sfinților. Străduiește-te, iubite Tată și iubită Mamă ca pruncul tău să aibă parte de binecuvântarea preotului, să aibă parte de cele sfințite și mai presus de toate, să aibă parte de Sfânta Împărtășanii, de Sfânta Euharistie. Aduți copilul la potir, tată și mamă, cum poți și cât mai poți. Hrănește-l cu hrana veșniciei ca să aducă răsadul cerului care a fost sădit întru el la Sfântul Botez. Cultivă-i copilului tău bobul de lumină ca să devină fiu și fică a luminii. Dați o prioritate majoră, acordați o prioritate majoră, preubiți părinți copiilor voștri urmează vremuri grele. Și știu, iubite tată și iubită mamă, că inima ta este strânsă gândindu-te la soarta pruncilor tăi. Însă nu deznădăjdui, nu te descuraja, cu toate că vremurile sunt din ce în ce mai grele, atât de vrăjmașe, inocenții și curăției copilăriei, însă roagă pe Maica Domnului să vă acopere familiile voastre, să vă scoată la limanul cel neînvivorat. Iubite Tată, cere ajutorul preasfinte născătoare de Dumnezeu. Iubită mamă, încredințează-ți copilul Maicii Domnului. Și ea este mamă. Ea cunoaște frământările inimii tale. Ea este cea care și-a văzut copilul pe cruce, torturat și ucis, fără milă de cei pentru care s-a întrupat. Maica Domnului și-a văzut copilul pe cruce, chinuit, fără milă, de cei care trebuiau să fie cu multă milă și recunoștință față de El, față de Cel de la care se pogoară toată mila și tot ajutorul. La această prăznuire a preasfintei născătoare de Dumnezeu, să încredințăm pe toți copilașii noștri sub acoperământul ei cel luminos și să ne rugăm pentru toți părinții greu încercați, pentru tații noștri, pentru mamele noastre aflați în necaz și în La această prăznuire, Trebuie să ne exprimăm toată compasiunea, întreaga noastră compasiune față de greu încercată mamă Camelia Mihaela din Finlanda, după cum ați aflat, a pierdut din nefericire procesul, copiii fiind în continuare separați de ea. Inima noastră a tuturor este rănită. Inima noastră este frântă gândindu-ne la această mamă și la toți părinții greu încercați în aceste vremuri de restriște. Însă, așa cum am spus, salvarea părinților și a copilor este în bisericirea, de aceea neîncetat să-i încredințăm sub acoperământul luminos al preasfintei născătoare de Dumnezeu, iar dacă inima noastră este rănită, ea nu poate fi tămăduită decât prin lacrimile preasfintei născătoare de Dumnezeu. Preasfânta născătoare de Dumnezeu a vărsat lacrimi de mamă la poalele crucii fiului ei. Ea este singura care ne poate tămădui și alina inima noastră rănită prin lacrimile sale, fiindcă prin însăși inima ei a trecut sabia, inima preasfinte născătoare de Dumnezeu a fost răpunsă de sabia durerilor. Ea este singura care ne poate alina și care ne poate ridica. De aceea, acum la final, din cartea de rugăciuni a Episcopiei noastre ortodoxe române, a Europei de Nord, vă propun să rostim o rugăciune pentru copiii de pretutindeni, o rugăciune alcătuită de Sfântul Nicolae Velimirovici. O, a tot bunele Domnul Iisus Hristos, care ai fost cândva însuți prunc și care îi iubeai și binecuvântai pe copii, ai mile de copii timpului nostru și îi binecuvântează și îi mântuiește, așa încât copiii nebotezați să fie botezați, iar cei botezați să fie întăriți în credința lor, în tine, tu cel ce ești adevărat, cel veșnic, precum și în dragostea lor pentru tine, cel ce ești dragostea nemărginită. Mântuiește-o, Doamne, pe acei copii ai căror părinți necredincioși sunt loviți de ateism și îndreptează-i către tine singurul lor mântuitor și mântuirea sufletelor lor. Mântuiește-o a tot în Doamne, și pe acei copii pe care dască-li cei răi, fără Dumnezeu și fără suflet, îi însrăinează de tine Creatorul lor, vrând a-i preschimba într-o haită de câini. Mântuiește-o, Doamne, și pe acei copii, al căror suflet curat este pângărit de toată imoralitatea din societate. mântuiește de toată necurăția. Mântuiește, o, a tot milostive, Doamne, și pe acei copii care sunt orfani și au căzut în mâinile unor tutori plini de cruzime, ori ai unor părinți vitreci și răi, sau de cei care ar trebui să-i crească și nu o fac, mântuiește de ascultarea cuvintelor blasfemii iatoare și de vederea unor fapte urâte. Mântuiește, o fiule a lui Dumnezeu, pe fiii fiilor oamenilor, pe care lumea îi trage încoace și încolo, în numeroase treburi și ocupații fizice ori intelectuale, fără a le oferi vreo pregătire în sfânta ta lege, oferindu-le gândurile cele bune, într-o adevăr și milă, și în toate faptele bunătății și credincioșiei. Ajută-i pe copii acestui viac, o a tot astfel încât aceștia să poată crește și maturiza într-o divină și cetățenia cerească spre veșnica lor mântuire și spre slava numelui Tău, pentru rugăciunile preasfintei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.